Deputata Marina Tauber din gruparea Fugarului pro-Rusilan Șor sare în apărarea Rusiei după ce Moldova a blocat participarea unei delegații de la Moscova la conferința regională a Organizației pentru Alimentație și Agricultură, care va avea loc în luna mai la Chișinău. Tauber a solicitat în cadrul ședinței Parlamentului să fie audiat ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, de la care așteaptă explicații pentru această decizie. În replică, președintele Parlamentului Igor Grosu, care este și liderul partidului de guvernământ, a spus că șefii lui Tauber de la Moscova nu au ce căuta în Moldova, pentru că ei seamănă moarte și nu au legătură cu agricultura. Fracțiunea noastră, Partidul Ușor, solicită audierea ministrului afacerilor externe Mihai Popșoi în legătură cu un caz fără precedent de deblocare și interzicerea a delegației Federației Ruse de a participa la conferința FAO, un eveniment internațional sub egida ONU care este găzduit de Chișinău. Dorim să aflăm motive reale și nu declarații politice. Această organizație nu este una politică sau militară. Ține de rezolvarea problemelor globale de agricultură și alimentație. Solicitarea Marinei Tauber a fost respinsă, așa cum a întrunit doar 28 de voturi ale deputaților din gruparea Șor și a celor din blocul socialiștilor și comuniștilor. Într-adevăr, FAO legat de agricultură, dar ce și seamănă șefii voștri, seamănă moarte. Și că n-au și cătă aici. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că nu permite oficialilor Federației Ruse să vină în Moldova pentru a participa la conferința regională a Organizației pentru Alimentație și Agricultură, care va avea loc în perioada 14-17 mai. Mai anunță că Moscova poate participa doar în format online sau poate fi reprezentată de angajații ai Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Diplomația moldovenească și-a argumentat decizia prin faptul că războiul continuu de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei încalcă flagrant Carta ONU, iar statul rus a declanșat multiple crize și a subminat securitatea alimentară la nivel internațional. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Chișinăul abuzează deschis de statutul său de gazdă a evenimentului FAO, ceea ce pune sub semnul întrebării capacitatea autorităților moldovenești de a acționa în această calitate în viitor. Pe agenda reuniunii conferinței FAO, care urmează să aibă loc la Chișinău, se vor regăsi subiecte de actualitate, ce țin de domeniul agriculturii, siguranței alimentare, digitalizării în utilizarea durabilă a terenurilor, pădurilor și resurselor de apă.